Printre sfinții dobrogeni care nu au suferit moarte martirică, dar care s-au remarcat prin viața lor pilduitoare în primele secole creștine, se numără și episcopul Gerontie sau Terentie al Tomisului. Acesta i-a urmat sfântului ierarh Bretanion, ca întâi stătător al Bisericii lui Hristos din Sciția Minor și a păstorit probabil între anii 380-390. Existența sa este atestată în actele sinodului al doilea ecumenic din anul 381, dar și de istoricul bisericesc Sozomen. Episcopul Gerontie a participat la acest sinod ecumenic de la Constantinopol, semnând actele sinodului ce osândeau afirmațiile eretice ale lui Macedonie. Tot Sozomen spune că episcopul Gerontie a fost împuternicit la data de 31 iulie 381 de către împăratul Teodosie cel Mare de a veghea la păstrarea curată a ortodoxiei în orașele din Sciția Minor. Sfântul ierarh Gerontie al Tomisului era cunoscut și de Sfântul Grigorie de Nazians, ca un aprig apărător al ortodoxiei și ocrotitor al vieții monahicești din Dacia Pontică. Această viață ascetică avea tradiție în Sciția Minor, fiind strâns legată de monahismul capadocian, palestinian și egiptean. Cum se cheamă un om care s-a dedat numai vieții în Hristos, nu? Un om care vrea să aibă o viață bună, o viață frumoasă, nu? În locul calocagatiei antice, acum idealul era altul, era al filocaliei, dragostea pentru frumos, pentru viața în numele lui Dumnezeu, viața în Crist. Deci iată cum transformarea aceasta a antichității ajunge la lumea creștină. Ori cei care se dedau vieții acesteia de contemplație, nu? Cum se chemau oameni preocupați cu cele frumoase, cu filocalia? Era un om bun, dar totodată și bătrân. Și atunci era Kalos și Hieron, Kalogeros. De aici este călugăr în zilele noastre. Deci iată că lucrurile acestea își au istoria lor, care ajunge până în timpurile noastre. Chiar dacă sursele bizantine, grecești, ale perioadei, conțin mai puțin termenul ăsta de călugăr. Ele se referă la monahoi, nu? Monahos, hieromonahos, nu terminologia pe care o folosesc, că e om singur, viață solitară, nu? Dar, în egală măsură, și cu cât ne apropiem, apare și această formă, care e o formă, să spunem, mai populară. Tradiția monastică, dar și atașamentul față de ortodoxia credinței, vor fi în Dobrogea două trăsături definitorii și în secolele următoare, o dovadă a temeiniciei creștinismului pe aceste meleaguri. Teodor Atanasiu, viitorul ierarh, s-a născut în anul 1851 la Sascut, în județul Bacău. A urmat studii la seminarul inferior din Roman, apoi la cel superior de la Socola, pe care îl absolvă în anul 1871. În același an este hirotonit diacon la Catedrala Episcopală din Roman. Mai târziu devine preot la Biserica Sfântul Nicolae din Bacău, iar apoi este ales protopop al județului. Rămas văduv, pleacă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Atena pentru completarea studiilor, pe care le încheie în anul 1897. Intră în monahism, primind la călugărie numele de Teodosie. În anii care au urmat, a fost arhimandrit de scaun vicar la Roman. Teodosie este ales hirotonit și instalat apoi ca arhiereu vicar la Mitropolia Ungurovlahiei, cu titlul Ploieșteanul. Pentru câteva luni este chiar locțitor al scaunului mitropolitan de la București. Revine însă pe planurile natale în 1912. Teodosie Atanasiu este ales episcop la Roman, păstorind până la retragerea sa din scaun la 1 februarie 1923. Una dintre cele mai importante realizări ale sale este traducerea omiliilor Sfântului Ioan Gură de Aur la cele 14 epistole pauline.
Acestea au fost tipărite în 9 volume, între anii 1901-1923, și au apărut atât la Iași cât și la București. De asemenea, s-a mai păstrat în manuscris o traducere a lucrării teologului grec Nicolaos Damalas, Introducere în Noul Testament. Ierarhul Teodosie Atanasiu a trecut din această viață la 7 februarie 1927 la Mănăstirea Neamț. Mănăstirea Sfântul Pavel cu hramul Întâmpinarea Domnului este menționată prima dată în 1394, fiind a 18-a în rândul așezămintelor din Sfântul Munte. Prezența românească de aici se constată din numeroase documente, manuscrise și tipărituri. Astfel se știe că prima danie anuală, în valoare de 5.000 de aspri, a fost oferită de voievodul Vlad Călugărul în secolul al XV-lea. Acestuia i-a urmat boierii craiovești, care dăruiau mănăstirii 2000 de aspri, iar mai târziu, domnitorul Radu Paisie. La începutul secolului al XVI-lea, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare a construit aici un apeduct, un aghiasmatar și o moară. La rândul său, un alt mare binefăcător al Sfântului Munte, Neagoe Vodă Basarab, a ridicat un turn de apărare. Cu timpul așezământului monahal Sfântul Pavel i s-au închinat mănăstirile Jitianu de lângă Craiova, Todireni, Suceava și Schitul Doljean, Ciutura. În secolul al XVIII-lea, mănăstirea Atonită a fost reparată integral, cu cheltuiala lui Constantin Brâncoveanu. De aceea, voievodul a fost pictat împreună cu Doamna Maria în paraclisul Sfinții Împărați. În secolul următor, între 1814-1818, protosinghelul cărturar Chiriac Râmnicianu, pe atunci duhovnicul și ecleziarhul acestei mănăstiri, a călătorit în țara românească și Moldova pentru a strânge ajutoare. Cu bogatele danii în bani obținute, s-a reparat întreaga mănăstire Sfântul Pavel.